Această emisiune vă este oferită de Planet Program România. Solidaritatea este ceea ce ne unește în momentele de nevoie, transformând individul într-o forță colectivă care poate schimba lumea. Într-o lume marcată de diviziuni, credem că solidaritatea este, de fapt, un limbaj universal al umanității, prin care ne arătăm nu doar sprijinul, ci și compasiunea unii față de ceilalți. Astăzi, la Secretele vieții, am decis să vorbim despre solidaritate. Și, bineînțeles, cu cine puteam să facem acest lucru, decât cu prietena noastră Iliana Olaru. Bine te-am regăsit! Găsit. Bine v-am găsit, dragilor, mulțumesc pentru invitație, Cristina Foarte fain subiectul Fac o glumă la început, nu vreau să supăr pe nimeni Așa Mi-a trecut prin cap și am nevoie să o spun astăzi Că <laughs> eu zic din asta cu vibrație 7 în care se deschid multe uși pentru foarte mulți oameni În sensul că ne, ca ne cade câte o fisă Știi? Din când în când care Ne cad fise și mie mi-a căzut acum o fisă să te întreb sincer așa, dorești să abordăm subiectul solidaritate în general sau solidaritate românească în special? Fără să te umflă râsul. <laughs> Eu zic să mergem pe general. Pe general, da. Că pe general. este mai sănătos și mai valoros. Nu că noi nu am fi solitari. Doar că, așa cum zice acolo definiția, că la mai mult la... Momentele alea de provocări. Știi, suntem. alea parcă ne provoacă, provocări, dar ne provoacă să fim mai uniți. Știi, mai cred că o principală problemă care există când vorbim despre solidaritate este scopul. O să ajungem și acolo, dar în momentul în care apare această solidaritate, cu siguranță apare în momentul în care mai mult rezonează cu un obiectiv, cu un scop. Asta este. Păi, plecăm de la definiție, nu? de, de fapt solidaritatea, da, cum, cum definim această Solidaritatea Asta trăsătură. este, știi, o comuniune de interese, o, o asociere bazată pe interese comune, pe uh, obiectiv comun, cum ai zis tu. Da? De fapt, asta e solidar, solidaritatea, că sunt solitar urmărind același obiectiv ca și tine sau având aceeași, aceeași conexiuni sau aceleași uh, direcții de acțiune ca și tine. Și atunci se creează acest spirit de comunitate, să zicem, da? care ne facem să fim uniți și întotdeauna și întotdeauna dacă citești, nu? dacă le ieși pe Lencioni, dacă le ieși și pe Simon Sinek și pe Patrick Lencioni în special, ei sunt dezvoltați în partea asta de managementul și creșterea echipelor, ei vorbesc foarte mult despre coeziune și ajutor reciproc și valoarea solidarității la nivelul echipei, a echipelor organizațional, vorbind profesional, vorbind în special. Pentru că dacă există această solidaritate, automat se bifează una din uh, unul din lucrurile foarte importante într o echipă, știi? Valoarea unei echipe este valoare, dată de valoarea diferențelor dintre membrii ei. Asta este o chestie foarte tricky și de aceea este necesară solidaritatea. De ce? Pentru că, într-o echipă, minusurile tale sunt acoperite de plusurile altora, iar plusurile tale se activează și capătă valoare mult mai mare la nivelul echipei și față de comunitate. De asta, solidaritatea, ca și termen global, general, este foarte valoros. Pentru că, și mă bucur că te-ai gândit ca și idee, pentru că ea, de fapt, funcționează și aduce împreună ceea ce noi cunoaștem, sună de coeziune. Aș vrea să punctez și un aspect foarte important, mai de mult când aveam emisiunea topică Rădean, aveam și pastila de gramatică, unde vorbeam despre anumiți termeni în ceea ce privește pronunția și scrisul din punct de vedere gramatical corect. Vreau să punctez aspectul că solidar nu Înseamnă și solitar. Sunt două lucruri total diferite, pentru că am văzut uh, foarte multe persoane care fac o confuzie între aceste două termene. Nu. Solitar uh, înseamnă singur, izolat, solidar înseamnă exact contrariul. Da, vezi, uite ce chestie foarte, uite, foarte tare remarca. pentru că într-adevăr, sunt exonar de apropiate și cu sens complet diferit. Exact, exact. Complet diferit. Adică opus, chiar. Bun. Uh, Iliana, cum apare această trăsătură? Mă gândesc că nu ne naștem cu ea. Sunt oameni care sunt mai. Uh, le place mai mult, știi, partea asta de solidaritate. Sunt mai deschiși. Sunt mai. Uh, hai să zic sunt așa și acum dacă îi sunt mai întrebi, empatici okay, mai da nativ da sunt nativi mai așa sunt nativi mai empatici mai relaxați mai atașați de echipe mai funcționează mult mai ușor în echipă și ce, dacă stai să te uiți toate, toate studiile este cartea Mindset al lui Carlsberg care iară ia studiile astea făcute pe copii legate de foarte, foarte multe abilități și ea arată că, de fapt, o societate poate să devină, pentru că asta se cultivă, da? mult mai solidară, mult mai uh, solidară cu nevoile, cu obiectivele, dacă copiii sunt crescuți de mici, în direcția asta. Și acum, știi, când vorbești de solidaritate la copii, te gândești: Băi, dar ce? De unde solidaritate? Dar nu vorbim de solidaritate, vorbim la ei. De fapt, ce înseamnă solidaritate? Sprijin reciproc, ajutor, înțelegere, nu? Ascultare. Și atunci, copiii, dacă te uiți în grădinițe în... și toate cărțile astea de povești foarte moderne au foarte multă comunicare bazată pe povești cu, uite, băiețelul ăla a ajutat fetița aia sau fetița a ajutat fetița cealaltă. De ce? Pentru că acesta este unul din aspecte, știi, susținere, ajutor. După care copilul în sine este pus în situații în care să vorbească el, cum și-a ajutat frățiorul sau mama sau știi cum a pus masa. Și partea asta de implicare a copiilor, este de fapt partea de a le genera um, aportul lor la ce înseamnă comunitate și, în final, dacă e să vorbim așa, la ce înseamnă obiective comune. Vrem să punem masă sau vrem să mâncăm sau... Că până la urmă sunt niște obiective banale, dar trebuie să pot uita la televizor și mama pune masa duminica, că de obicei așa e, știi? Și uh, uh, marea majoritate să nu facă nimic, dar copilul în sine primește mult mai multă valoare, el ca om se simte mult mai valoros dacă are el responsabilitatea lui. Implicarea activă. Da, și atunci știți, să astea trei calități ale copilului care au nevoie să fie încurajată. Prima, sinceritatea, și să poată să comunice, să spună băi, am spart eu aia, am făcut aia da, fără da nicio eu l-am lovit știi, chestii de genul care, dacă te uiți în timp ele se mai disipează așa că na, copiii învață și ce să nu spună <laughs> da dar, până la urmă, vorbim despre a învăța partea asta de sinceritate. Pe urmă, partea de solidaritate, știi? Solidaritatea înseamnă implicarea în relațiile cu ceilalți, da? Și as asumarea propriilor fapte, da? Adică, da, uite, eu asta am făcut în raport cu situația aia, Sau eu așa am, am acționat. Uh, știi, ți-o tras palmă și făcut? ți-am dat înapoi okay. <laughs> da, da, dar nu despre asta vorbim vorbim despre a face și, faptul că ți-a zis îți face că deja responsabil și asumat da, și înseamnă că ok, știe că ai fapta lui e partea asta de um, solidaritate în care să faci și tu să pui Umărul. Oh, oh. rog, scaunul la loc, să aduni uh, jucăriile, să-ți aduni masa, să-ți duci farfuria. Și asta de mici. Mă uitam în, în Japonia, în una din călătorile noastre, am stat mult și am văzut mai multe orașe și am rămas plăcut surprinsă de educația asta din școli. Adică ei aveau pauza aia de masă la 10 și vreau să zic că ei spălau pe jos, pe urmă, ei măturau, ei puneau scaunele și erau mici. Deci erau clase așa până în clasa patra. Acum nu făceau aia probabil de clasa întâia, dar mi-am mi dat seama că cumva, că îi vedeam de, din, de pe balcon de la hotel, cumva erau din toate clasele desemnați. Știi? Și ei au stat și au făcut curățenie după ce au terminat mâncarea. Și acum asta este da, dar nici chiar așa disciplină. Eu cred că totuși o, anum o anumită formă de disciplină este nevoie să avem, pentru că atunci când dispare motivația unui om, dacă l omul acela are disciplina de a fi perseverent, de a fi asumat, are șanse în timp să treacă niște hopuri. Da? și Pentru să renunțe stă... la întrebarea, dar de ce trebuie să fac eu? Da. Pe care o auzim când, destul de des. Când alții nu fac, de ce să fac eu? Nu știu, nu, uit, nu, știu, nu cred că este treaba noastră dacă alții fac sau nu fac. Ideea este treaba ta să faci ce ți-ai asumat tu. Că de asta se vorbește de când ești copil, știi, de asumarea responsabilității. Copilul ăla să ducă la bun final. Lucrul ăla, nu, nu contează cât e de mic sau de mare. Îți, îți capeți acea disciplină. Care, în final, te ajută. De ce? Te integrezi mai ușor într-o echipă. Într-o echipă în care omul ăla te simte că tu uh, ești acolo și că îți faci treaba și că pot să discute cu tine și sincer. Că uite, poate știu sau poate nu știu. Că și aici avem o problemă de solidaritate, știi? Că apare chestia asta uneori, da, da, ăia nu, nu sunt, uh, nu știu cât știu eu nici n-au nevoie să știe. Ei știu una, tu știi alta. Asta este diferența, știi, în echipe. Dar dacă lucrăm împreună, ce știu tu, cu ce, ce știi tu, cu ce știe el, face mai mult. Că de asta mai Tereza zicea că împreună putem face lucruri mult mai mari decât fiecare separat. Și se referea exact la solidaritate, la partea asta de coeziune și... Asta, asta cred că e fantastic um, pentru copii când îi vezi așa, când îi vezi acum pe copiii ăștia care au acolo un 11, 12, 13 ani îi auzi cum vorbesc și cum se comportă asta va fi o generație fantastică, interesantă. interesantă știi? Um, pentru că sunt complet diferiți, vin cu o alt, un alt nivel de cunoaștere un alt nivel de pe ție o altă abordare și de multe ori spun părinților care tot știți, se preocupă de copii de copii, zic, cred că cea mai mare investiție după el ar trebui să fiți dumneavoastră. Ar, ar fi bine să fiți dumneavoastră pentru ca să țineți pasul cu lui care nu vor mai fi neapărat de modul de ce. Pentru că societatea în general este mai grea. Abordarea socială este mai grea. Societatea ne ține undeva așa încorați de niște pârghii. Și uneori, de asta cred că uneori, nu suntem suficient de solidari pentru că avem, nu cunoaștem obiectivul. Nu suntem, nu suntem suficient de implicați în Anumite situații să zică, băi, asta e de fapt obiectivul, nu asta e direcția. Fără să ajungem la situații de criză. Fără, Pentru da, că până acolo acolo e acolo activarea. Acolo când, am, acolo când am ajuns, acolo deja rezolvăm. Deci, asta zic noi, noi foarte mult pierdem energie și în timp, și în viață, și în foarte multe domenii, permanent reparând, permanent reparăm, permanent reparăm, reparăm câte ceva. Pentru că nu avem asertivitate și asta e tot din solidaritate, pentru că până la urmă vorbim de comunicare, în care zici, băi, n-am priceput. care e obiectivul? Mergem toți într-o direcție, dar poate ceea ce fac eu de ceea ce face un ascultător nostru de ceea ce... E diferit. Dar obiectivul e același. Dar spune-mi obiectivul sau enunțăm mi obiectivul. Știi? Și aici ajungem la faza în care când e greu, au ce ne iubim. Da? Și atunci toată lumea face orice și ne dăm peste cap. Cum mi-au zis mie, nu mai știu, vorbeam cu cineva și mi-au zis că, a, n-am timp, dar dacă ar fi o chestie, Doamne, vreau să ți se întâmple ceva, îmi fac. Am zis, da, n-ar fi mai fain să nu mi se întâmple nimic și să-ți faci înainte? Știi, adică... Și îți dai seama că și așa este, da? Deci nu avem timp de multe ori să stăm de vorbă și la modul faptic, da? Să stăm în, nu știu, nu avem răbdare, că nu e vorba de timp. Ce-am observat este o chestie de răbdare. Pentru că solidaritatea se tratează prin a învăța să-ți să mărești nivelul de ascultare. Da? Adică să înțelegi exact despre ce este vorba. Și conștientizarea mea este că oamenii nu mai au răbdare să asculte. Neavând răbdare, deciziile care se iau sau mental pe care tu le iei sunt pe baza unor flash știi? Ai văzut fup, fup și ai luat o decizie ca să poți să faci altceva și altceva și mai repede și să, să pe fast forward suntem, să mergem înainte și să bifăm lucrurile. După care ne dăm seama că de fapt foarte mulți oameni din echipe, din societate, din societate, nu înțeleg deciziile. Și atunci apare lipsa asta de solidaritate că oamenii nu susțin, că oamenii nu merg, că oamenii nu fac, nu? De ce să merg, nu știu, să fac ceva? De ce? Zim care sunt beneficiile, care e obiectivul. Nu mă trimite doar să merg. Învață-mă să fiu solidar. Dacă tu crezi că solidarul este, solidaritatea este extrem de importantă și că rezultatul acela este definitoriu pentru țară, pentru structura respectivă, pentru sistemele respective, atunci iați timp și implicămă în așa fel încât să înțeleg. Dar implicămă mă numai atunci. Implică-mă tot timpul, Com dă valoare tot timpul și menținem valoarea la nivelul echipei. Atâta pot, păi atâta pot, nu contează. Știi? Atâta pot. Dar lasă-mă să fiu acolo în echipă. Și lasă-mă să manifest solidaritatea. Deși era formulată sub formă de întrebare, este oarecum o întrebare retorică dacă poate solidaritatea să contribuie la construirea unei societăți mai echitabile și mai armonioase. Evident că da. Ce voiam să întreb mai degrabă, pe lângă faptul că a ceea ce am spus la începutul emisiunii, că transformă efectiv individul într-o forță colectivă care exact. poate schimba lumea, ce alte beneficii crezi că ne mai aduce solidaritatea? Asertivitate nu mai suntem așa frustrați, adică învăță, învăță, asertivitate înseamnă învăț să comunic în așa fel încât să-mi exprim și punctul meu de vedere și să-ți arăt că îl înțeleg și pe al tău. Da? Nu mai ne frustrăm atât de tare când nu înțelegem lucrurile sau când lucrurile nu ies așa cum ni le-am imaginat noi. Care în urma acelor frustrări și exact. reacții exact. din punct de vedere verbal. Asta duce la reacții, asta duce la stricat de relații, asta duce la tensiuni, conflicte. Da? Deci dacă stai să te uiți, o societate armonioasă are conflicte oricum. Dar, pentru că dacă n-ar avea conflicte, înseamnă că nu s-ar întâmpla nimic. Uh -huh. Să fim clari, da? Deci, peste tot există conflictele astea. Diferența și... este modul de abordare. Exact. Atâta timp cât există discuții contradictorii, există creștere. Nici nimeni, nici chestie de pe glob n-a crescut când nu se întâmplă nimic. Asta înseamnă că nimeni nu vine să-și expună un punct de vedere, nimeni. Bun, nu contează, un punct de vedere diferit. Nimeni nu face nimic diferit. Da? Toată lumea e de acord cu ce este. În momentul în care apar discuțiile contradictorii sau conflictele, automat înseamnă că ceva, cineva, 1, 2, 3, 7, 9, au generat noi opinii. Super, ok. Însă, ele pot duce la o societate foarte funcțională din punct de vedere al comunicării foarte funcționale. Deci, da, în același timp, mai întreba ce? Asertivitate, empatie, crescând partea asta de abilități, uh, automat ai o altfel de societate. Acum, permiteți-mi să fac o paranteză. Că vorbeam, avem un eveniment mare online sâmbătă și vorbeam cu unul din invitați despre inteligență. Și am zis: avem o provocare atâta timp cât ține când vorbim de inteligență. Inteligența este un lucru care se dezvoltă. Deci, un copil se naște inteligent, însă inteligența are nevoie să fie stimulată, să se dezvolte. Unul din lucrurile care dezvoltă inteligența. Este cititul. Și suntem în uh, momentul, perioada, peste tot în lume, nu vorbim de România aici, în care tinerii nu mai citesc. Ceea ce înseamnă că vocab... Ei, de ce? Pentru că până la urmă e logic, nu? Ai deschis internetul, cauți, nu știu ce, dai click și citești. A că nu înțelegi, asta e altă poveste. Dar ai citit despre. Da? A, nu înțelegi, dar citești. Sunt foarte mulți care citesc fără să înțeleagă. Neînțelegând, de fapt, tu nu devii mai, nu-ți stimulezi inteligența, pentru că inteligența o stimulezi când tu poți să înțelegi, să dai valoare acelor. Informații. Da? Uh, și asta este provocarea cu care ne confruntăm. Mai degrabă. Îngrădește inteligența. O limitează cumva, știi? Oamenii se autolimitează, nu-și nu dau seama de asta. Și atunci, fiecare dintre noi. Deci, eu de multe ori când spun unui om că eu citesc patru cărți pe lună, deci văd că. Uh, uh, uh. Și la un moment dat, niște tineri și nepoții mei m-au întrebat de ce. Mulți ani în urmă. Știu că era Victor mic. Și am, i-am spus în primul rând pentru că am nevoie să-mi dezvolt vocabularul. Nu pot să-mi dezvolt vocabularul decât atunci când cunosc mai multe cuvinte și le înțeleg sensul. Sensul îl înțeleg cel mai bine când citesc, pentru că atunci mintea este atentă, da? Dezvolt sensul cuvintelor când ascult materiale audio. Când ascult materiale audio, deja mintea, pentru că tu când asculți, tu poți să te gândești și la altceva. La citit nu te mai poți gândi la ceva, că ai nevoie să te oprești. Da? Pe când la material audio poți să te gândești și atunci începi să faci o conexiune. A, uite, ăsta zice asta. Asta e o chestie interesantă. Uite, asta am întâlnit-o acolo și faci conexiunile. Deci cumva pui cuvintele, știi, în cutiuțele din minte și începi să le organizezi. Și vreau să, și mă uit la ei acum, Că citesc și acum citesc, nu că sunt unici, ci că cu siguranță și copiii noștri probabil citesc, dar mă uit la cât este de mare capacitatea lor da, de inteligență și cât de puțin efort fac la învățare. Deci, faptul că au un vocabular și nu mai le este frică. Știți ce se întâmplă cu oamenii care citesc? de ce sunt mai solitari de ce au solidaritatea asta mai așa, dar sunt mai solitari cu ei înșiși în sensul că nu spun întotdeauna băi, eu asta fac, eu asta fac pentru că nu toată lumea din jur face și atunci apare singurătatea aia tu cu tine și de aia liderii de multe ori au partea asta de solitar când până ajung să-și crească echipe trebuie să râșnească, să gândească să acționeze ei de unul singur și atunci îi vezi așa Deoparte de tot, dar de fapt, ăla este începutul creierii unei echipe, da? Pentru că omul ăla înglobează, de fapt, oamenii și gândește și analizează oamenii care sunt acolo. Și mă uitam uh, la partea asta că partea de citit a înlocuit partea de muncă din aia de învățare automată care să nu rămână. Deci, cumva toate informațiile pe care ei le au se magazinează foarte diferit. Pentru că nu sunt... Mă uit la copii competitivi, da? Muncesc foarte mult cu ei și se bucură de ce muncesc și văd că sunt o grămadă de echipe, de robotică, de tot văd promovări și mă bucur extraordinar de mult. Deci și felicit pe părinți pentru că înseamnă investiție de timp, energie, resurse, da? de dans, de ce le place copiilor, pentru că asta învață de fapt partea de solidaritate. În momentul în care au și partea asta de inteligență, Astea sunt generațiile care o să ducă lucrurile mult mai departe. Știi, și asta am văzut. Înlocuiește Nivelul ăsta de inteligență îi învață și să fie în echipe, adică pot să fie pe partea de solidaritate foarte ușor și sinceri, cu am învățat, n-am învățat că nu contează, asta contează cum știu. Și mă uitam la nepotul meu, cum zicea: că au fost la baraj și mi-explica mie. Eu am un avantaj, dar din start mi-a zis, eu am un avantaj în fața celorlalți de la baraj. Bine, și faptul că am la baraj pentru județean, pentru că să meargă național e extraordinar. Deci nu vorbim da de rezultate, că toți care au, care au fost acolo au fost buni. Ce am apreciat la el, dincolo de not, nici nu, nici nu cred că știu nota, uh. atitudinea. Și mai a zis așa, uh, știi, cred că am un avantaj. mi zis, uimește-mă, am vorbit liber. Nu am citit. Mi-am făcut eseu, mi-am făcut niște linii de ghidare și m-am -am exprimat liber. Deci, în mintea lui, copil fiind, da, asta a fost un atu. I-a studiat pe ceilalți și uh -huh. foarte fain, pentru că atunci când vorbim de echipe, când vorbim de performanțe, ai nevoie să știi un pic cine ți este concurența, uh, nu ca să te compari cu ei, ci ca să vezi ce abilități de dezvoltat, dar foarte important, da? Adică o stat toți de vorbă împreună, ori discutat, dar el a văzut asta una tu al lui. Da? Uh -huh. Mai hai să spun ceva apropo de context și de obiective. Și eu am pus o întrebare. Nu? Vorbim de echipe, vorbim de performanță, vorbim... Am zis, dar ce anume s-a punctat? Ați știut, obiectiv, înainte, când tu mergi speaking într-o probă, da, într-o competiție care merge spre național, adică the best of the best, ce s-a punctat? Nu știu. Și am întrebat nu vi s-a spus sau nu știi tu? O stat un pic așa și am zis, gândește-te de două ori înainte să-mi zici. Am văzut că o citi niște mesaje, au venit și mi-au zis, nu ni s-a spus. Am verificat. E asta iarăși da? ne face să intrăm în niște competiții care sunt în afara solidarității. Da? Pentru că dacă ei știau, bun, astea sunt obiectivele, Poate că... Nu neapărat, că vorbea, vorbim de o olimpiadă, dar, înțelegi? Uh -huh. Asta înseamnă să știu obiectivul, ce am de atins la proba asta, ca să pot pe urmă să știu sunt bun la asta, la asta, la asta. Și atunci știu când vin într-o echipă și mi-aduc plus valoare, sunt bun la asta, la asta, la asta. Și deci, apropo de uh, comunitate și de direcția unui obiectiv... Vorbeam mai devreme și de referitor de solidaritate în momente de criză, în situații de criză, am putea spune, în contextul în care aș fi vrut să dau un exemplu gen Revoluția, care a fost un exemplu bun în ceea ce privește solidaritatea oamenilor. De ce crezi că majoritatea așteaptă un anume moment de criză sau o situație de criză pentru a se forma această. Om... pentru a fi parte din echipa care merge înainte? Pentru a se forma emulația asta între oameni, pentru emulația Cred, sufletelor, că e o sufletelor lor. că nu, nu știu cum să spun, pentru că în momentul acela se activează ceva instant. Atunci cred că uh, se activează ceva instant la oamenii care au același numitor comun sau care au în ei. Asta e, de ce o partea... descoperă exact atunci pe marginea părpastiei? De ce nu l-au descoperit până atunci? Dacă este să citesc unul din psihologii români care are niște cărți foarte faine, el zice că românii sunt un popor foarte negativ și mod de a vedea Dacă este să mai iau după simțul umorului pe care îl avem, l-aș contrazice. N-are legătură da, simțul corect, umorului corect. cu modul în care vedem lucrurile și s-ar putea, dacă este să ne uităm mai venind de acolo, ăsta să fie unul din motivele. știți am zis eu că sunt o grămadă de oameni uh, foarte bine poziționați în psihologie, mai ales clujoare, care scriu despre această capacitate negativă poporului român de a vedea lucrurile. Și cred că această, această gândire negativă, nu neapărat că tu ești negativ ca om, nu, să nu se înțeleagă asta, gândire negativă în sensul că te aștepți la mai puțin bun din orice, da? Vezi partea mai puțin bună din orice. Și ăsta cred că este motivul, unul, poate să fie unul din motivele pentru care atunci când este o provocare mai mare, automat ne atașăm mai ușor de chestia, aia, o înțelegem mai ușor și vrem să fim parte din soluție. Înțelegi că e, tocmai că este ceva negativ. Asta, pe lângă parapsiologie și psihologie și ce mai vrei tu partea de subconștient știi că în partea de subconștient ca să um, noi avem știi călărețul pe un elefant chestia este că ca să călărește elefantul ăla care elefantul ăla este uriaș și procesează cu o viteză foarte lentă um, adică subconștientul, ca să-l călărești, ai nevoie să fii foarte bun ca să păstrezi direcția tu ca și călăreț. Pentru că noi avem și intrăm în contact cu extraordinar de multe informații peste tot. Suntem bombardați. Deci nu numai de acum, mai Ce Și e greu eu. să ținem pasul cu ne, ne, ne foarte ușor. informațiilor dacă sunt da. corecte sau incorecte. Nu neapărat. Ne destabilizăm foarte ușor, adică ne pierdem concentrarea foarte ușor. Foarte ușor renunțăm la o directă, pac, ne întoarcem capul că dincolo e mai ușor sau acolo e o scurtătură sau aia îmi place mai mult, fără să știm. Chiar dacă ulterior nu este chiar și așa. Și ajungem din nou la aspectul de răbdare. Și exact ce spuneam la început. Și aici, aici este de fapt gap știi, partea asta de prăpastie, că nu mai avem suficientă răbdare să construim relații sociale bazate pe a ne educa solidaritatea. Bun, cum putem să încurajăm oamenii să fie solidari? Cum, cum cultivăm această trăsătură într-un mediu sau o comunitate? Ca și la copii. Îi asculți, adică le oferi răbdare. Așa, după care îi implici. Spuneai mai devreme se... uh, comunicarea obiectivului. Da îi Spui, ok, uite, asta e direcția în care mergem, hai să vedem, tu ce poți, tu ce poți. Da? Le ofer susținere. Ai dat un task, ai dat ceva de făcut, oferă-le un feedback. Știi? Mă gândeam acum, zâmbeam, mă gândeam că și telefoane dăm când avem nevoie. Și dacă dai telefon cuiva, să întreb ce face, ce bine, cu ce te pot ajuta. Dar, adică nu poți nici măcar să gândești că omul, că omul sună dă doar telefon să, să, vadă să vadă ce faci. Exact. Dar gândiți-vă, nu e așa? Nu e așa, deci serios. Deci când dai telefon, deci eu dacă sun, întreabă ok, ce cu ce te pot ajuta? Uh, uh, cu nimic, Vrem doar să văd ce faceți, că nu v-am auzit de mult sau o chestie de genul. Și de asta am înlocuit toată chestia asta cu mesagerie, unde nu mai avem emoții, nu mai avem asertivitate, nu mai avem empatie și a dispărut solidaritatea. Adică, unor când ți lumea mai dragă și ar fi cel mai fain să fim împreună, nu avem timp. Da? Ne facem când, când, nu, nu sunt lucrurile cele mai bune. Deci eu cred că ascultând mai mult, apropo de implicând răbdarea, implicându-i pe oameni și să-și asume faptele, băi, știu, nu știu, chestia asta. Pot să înțeleg că nu este simplu. Gândește-te că ani de zile în școli suntem pedepsiți că nu știm. Ok? Și copilul, omul, adultul ajunge în viața de zi cu zi când îi spunem asumați. Eșecurile sunt în drumul spre succes. Nu renunța. Și el vine cu bagajul din trecut Exact, El exemplele toate și noi contrarii. și toată lumea. Și zice, păi, dacă greșesc, bun că ai luat patru la școală, asta este o chestie. Însă, faptul că ai fost și pedepsit pentru acel patru, deci s-a creat o, o legătură foarte puternică, corelată între patru ăla și tu, ca persoană, asta adâncește lucrurile, da? Și până vii în viața de zi cu zi și încercăm să creăm această solidaritate, și cred că, știi, eu cred că sunt pe, suntem pe cale să ajungem foarte buni la un moment dat în asta. Pentru că dacă o să realizăm că sunt oameni, și dacă acceptăm, sunt oameni, dif, suntem diferiți față de alții, sunt oameni care pot mai mult duc mai mult, sunt mai muncitori, mai capabili, mai, știi, muncesc mai mult cu ei. Sunt oameni care sunt mai comozi, sunt oameni care au realizat niște lucruri, sunt oameni care au ajuns la anumite targeturi, se implică altfel, însă, cred că cel mai important aspect este ăsta de ascultare. Vine cineva la tine să-l asculți. Iar pentru asta înseamnă timp. Știi și. Și. Aș vrea să dau un exemplu apropo de aspectul solidaritate turele de socializare pe care le organizăm. Hmm, exact. De fiecare dată când ne adunăm, înainte de a pleca, le comunic anumite lucruri esențiale în parcurgerea traseului. Și încheie întotdeauna această ședință tehnică, să spunem așa, cu faptul că de-aia sunt acolo, să se distreze, să se simtă bine și să facă puțin sport, puțină mișcare. Acum, evident că nu este sport ad literam la nivel da, de performanță, este, pentru că o plimbare pe două roți este tot o mișcare. Și le spun de fiecare dată, le pun la, uh, la dispoziție informațiile necesare, mă rog, reguli, să spunem așa, uh, în ceea ce privește respectarea uh, traficului. traficului trabele, da, anumite lucruri să nu iasă din Pluton. Întotdeauna, dacă pățește ceva, să comunice persoanei care închide Plutonul, că ne oprim toți, așteptăm pe toată lumea. Deci. Niște lucruri ca ei să se simtă și bine, dar să fie și în siguranță. Și întotdeauna le spun că. Aceste lucruri pe care noi le stabilim în turele de socializare sunt exact lucrurile care, atunci când ei le respectă, le oferă posibilitatea de a se simți bine la uh, această tură. Pentru că obiectivul nostru în ceea ce privește turele de socializare este exact al lor. Pentru că de multe ori se mai întâmplă să fiu foarte obosită și chiar nu pot să organizez o tură, dar tot o organizez. Clar. Deci, mai, mai degrabă, asta încerc să-i fac să înțeleagă pe toată lumea, uh, turele de socializare pe care noi le organizăm tot timpul sunt mai degrabă pentru ei. Niciodată un inițiator, când începe să vină pe masă cu un proiect, nu este neapărat obiectivul lui. Este obiectivul a mai multor unei, unei persoane. Unei comunități și dacă se ajunge acolo, foarte multă lume din comunitate are un plus. Exact. Și m-au întrebat uh, și referitor la trafică de ce nu ocolim să mergem. Nu, lasă că mergem prin trafic, ca lumea să ne vadă, să se obișnuiască cu noi, pentru că începe sezonul și mulți oameni vor fi prin oraș cu bicicletele. Da, sunteți și un plus pentru, și pentru, pentru comunitate, și pentru cei care umblă Absolut. cu bicicletele, și pentru mine ca șofer, că ok, stai că au apărut mai mulți bicicliști. Da, uh... da, și uite, solidaritatea asta e o formă de uh, educare. Exact. Da? Despre asta vorbim, știi? Deci, cu cât o societate este mai educată, cu atât are și forma asta de solidaritate în ea. Deci îi încurajează să se implice în cât mai multe acțiuni, exact. fie ele de Voluntariat, de... Exact. animale, ecologizare. Ecologizare. Asta este una din acțiunile cele mai important, importante pentru dezvoltare. Și un alt exemplu. Apropo de solidaritate, săptămâna trecută, când am venit, mi-am lăsat bicicleta la studio și am venit din Micalaca pe jos, pe malul Mureșului. Și am văzut o caserolă, din care cineva a mâncat cu o seară înainte, că mă gândesc că era dim relativ dimineață și și mă gândesc că nu s-a întâmplat chiar la primul, drum, da? prima oră. Uh, am luat caserola și am aruncat o în coșul de gunoi. Repet, era pe mal, pe jos. Uh, și chiar atunci uh, trecuse un domn, uh, era la plimbare cu câinele și s-a uitat așa la mine și spune: "Niște simțiți. Mă gândeam dacă lăsam caserola respectivă acolo el oare o ridica în contextul în care el a pus direct eticheta niște nesimțiți. Adică nu ne diferă cu nimic faptul că uh, Îi au aruncat acolo și noi care nu facem nimic. Da, să nu discutăm. <laughs> da, da. Deci ideea este de implicare. Exact. Implicare în voluntariat, în acțiuni, în, cu animăluțe, în acțiuni de igienizare, de și da, o să Și nu neapărat tot în timpul. mod organizat. Deci nu, nu implicare în... personală. Tu, Cotidiană, zic că deci o să, întâlnești permanent pe cineva care, care aruncă ceva pe jos. Și eu văd uneori cum anumiți domni din taximete scutură scrumierele bulevard. Coșul de gunoi la 20 de metri. Ok. Da? Da, perfect. Măturăm. Da? Dar știi că nu fac asta găscutul Mă gândesc, băi Da Știu că am avut o discuție la un moment dat Că cineva mi-a zis că I-am spus unui domn că Poate să le ducă la coșul de gunoi Și mi-a zis, dar ce? Nu pentru asta sunt uh, au avut Firmele o de spre, salubritate Da, nu au zis firme au, zis, au avut o expresie așa de, Apropo de cei care lucrează la salubrizare și m-am stat așa le și am zis, da, așa este. Ei, de fapt, na, da. Deci, de -aia zic că cred că ține un pic de noi, de caracterul fiecare dintre noi, cum ne poziționăm, însă implicarea asta, cum faci tu în tururile cu bicicleta, cum probabil foarte mult din ascultătorii te au anumite lucruri care le fac, toată asta, de fapt, ne educă cumva mintea în a cunoaște niște obiective comune, a aduce un plus comunității, a face parte din comunitate și undeva acolo e partea de satisfacție la un moment dat. Uite, și un lucru foarte interesant pe care l-am observat în comunități solidare, cunoștințele. Îți faci mai multe cunoștințe. Este un aspect foarte important. Am văzut și la aceste plimbări pe care le organizăm că foarte mulți oameni nu se cunosc între ei. Da! o comunitate, trebuie să se cunoască între Bine, ei. Acum noi suntem un oraș mare. Păi tocmai de aia spun că suntem un oraș mic <laughs> și nu ne cunoaștem între nu, noi. Nici eu nu-i cunosc <laughs> pe foarte mulți oameni. Deja am intrat în anumite instituții săptămânele trecute și eram cu doamna, că care... toată lumea mă saluta și i-am zice uh, dacă cunoașteți pe toată lumea, nu cred că ei mă cunosc mai degrabă pe mine. Dar, asta este foarte adevărat, că nu suntem un oraș așa de mare și că ne-ar ajuta partea de solidaritate în anumite aspecte, poate puțin mai mult. Tocmai că suntem o comunitate care îmi putea face. Uite, ca să și dau un exemplu. De ce? Pentru că Evident, o să apară și întrebarea aceasta: de ce este bine să ne cunoaștem între noi? Acum doi ani, când am făcut tot așa niște plimbări, două grupuri de persoane care au participat la acele plimbări s-au împrietenit și au plecat în următorul an în concediu împreună. Păi, deci da. aveți șansa să plecați <laughs> în concediu dacă da. mergeți în turul, bicicleta lui Cristina și. Vă cine faceți prieteni noi! Clar! Și... Adică nimic nu, până la urmă ajungem să ne cunoaștem, nimic nu în întâmplător. Ideea este să ne dorim, știi, să, să ieșim, să facem o grămadă de acțiuni, să ne educăm, de fapt, partea asta de solidaritate. Și cum spunea o, o, doamnă, o amică de-a mea, de la care noi mergea în acțiuni de ecologizare a jiului, mergeau cu caiacele, cu canoi și îmi spunea și zice, știi care... Bine, doamna este directoarea directoare economică, într-una din companiile mari de acolo și îmi spunea, știi, știți care e chestia chestie foarte interesantă? Toți oamenii ăștia care vin sâmbătă și duminică în acțiunile astea, toți sunt avocați, ingineri, judecători, procurori, directori de deci toți, toți sunt oameni care văd lucrurile la un alt nivel. Și toți sunt implicați. Și îți dai seama, mergeau mira asta vară, pe baraje, pe jiu, și eu zic că e incredibil de ce puteau să strângă de peturi, de gunoaie și mai departe, sute de saci. Dar ea era așa foarte încântată de faptul că a fost invitată și ea nu știa la ce să se aștepte, știi? Uh -huh. Și când, zice, când am văzut caiacele și trebuia să adunăm, știi, un, un văzlea și noi adunam, zice, la un moment dat am avut așa și, mici rețineri. Da, și omul meu a zis: nu, nu vă faceți probleme, că aveam, erau cuveste pe ei. Da, da. Deci, Marea majoritate a de aici notă foarte bine. Suntem pregătiți pentru orice, dar n-am avut niciun eveniment niciodată de când facem acțiunea asta de 5 ani. Și asta îmi spunea femeia: Băi, ce faină ca și idee și de acțiune de voluntariat, așa am zis, da. Asta este un plus și obiectivul era foarte clar, că era comunicat, că a fost o acțiune comunicată într-un mijloc de mass media, ceva social și ea s-a prezentat. Într-o televiziune locală, cred că a fost și ea, s-a prezentat, știi? Uite că simt nevoia să fac altceva. Și m-am prezentat. Și când am văzut, ea știind o parte din ei, mi-am dat seama că oricum nu cunoșteam pe niciunul, dar când am văzut și mi-au zis oameni că de câțiva ani și că în fiecare an li se arătă că erau, nu știu, 80 sau câți erau deja li se arătură alți oameni, am zis, uite, vezi, asta este solidaritate. Exact așa am intrat și eu în acest da. grup, în această comunitate. Da. Pentru că am văzut la cineva și am zis, ok, o, hai să mergem să, să facem. Da. Fiecare dintre noi, da, este pe partea asta de solidaritate, poate nu ne dăm seama. O avem. Ne mai despar câteva minute. Vreau să te întreb și referitor la efectele adverse atunci când vorbim de solidaritate. Dacă există și cum gestionăm situațiile. Eu chiar mă gândesc la un efect advers. În momentul în care ești solidar mult peste cât poți duce, apare senzația de extenuare. A, aia nu se mai numește solidaritate. Adică, solidaritate înseamnă să, să. Știi, senzația de extenuare apare de obicei când faci, de obicei, da? Când faci ceva ce nu stăpânești bine, când porți niște măști, când este un pic de ipocrizie acolo, când. Oboseală. Da atunci, da, atunci apare starea de oboseală. da cum zic eu, știi, solidaritatea de multe ori are nevoie. Îți apare starea de oboseală pentru că îi vezi pe ceilalți neimplicați, cred că, știi, și mult psihic. Uh, și apare starea de oboseală când tu vrei să le faci pe toate sau într-un timp scurt. Da, este o, o reacție adversă, pentru că, de fapt, este un concept care e la lung. Și cred că mai apare și chestia asta de multe ori că oamenii te înțeleg greșit când vrei să faci anumite lucruri sau anumite aspecte în comunități, știi, poți să zici că, nu uite-și pe asta, vrea să iasă în evidență cu nu știu ce și atunci... Să nu, mai, uh, să nu uităm și aspectul, dar ce ai de câștigat de acolo? Da, bea, uh, 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 cu capra al vecinului și alte chestii. Deci, da, știi, să, să, să te simți neînțeles și cumva asta să-ți facă sau să genereze ție uh, așa, o stare din aia interioară mai puțin plăcută. Ăsta cred că ar fi, pe lângă oboseala de care tu ziceai așa ca și simțire, partea asta că oamenii nu pot să vadă că acolo este doar dorința ta de a genera o echipă, de a aduce un plus care pe tine te face, îți aduce un plus și cauți oameni care și ei doresc, de fapt, să ai satisfacția, da, pe, care a, o simți satisfacția și tu. pe care tu o ai în aceeași formă, că sunt multe forme prin care poți, de fapt, să-ți arăți solidaritatea. Și cred că aici, chestia asta cu ce ai de câștigat, cred că asta este o întrebare pe care, care vine din nivelul de educație încă al nostru, de educație în general pentru țările estice, Balcanici din ăștia, știi, noi suntem luptători, nu știu dacă nu iese nimic, Știi? Și cred că de multe ori, poate că asta are simt anumiți oameni, dar cu siguranță, știi, mai discutam noi că orice lucru dus într-o extremă devine un punct slab în care oamenii te lovesc. Asta este o lege. și toate au nevoie de un echilibru. Echilibrul ăla tu ai nevoie să-l simți. Știi că de asta vorbim de comunicare și de implicare. Comunicând, îți dai seama de nivelul și oamenilor și proiectului și când poți să calci pe accelerație și când nu și așa mai departe. Nu toate momentele sunt potrivite și noi le facem potrivite, dar știm că ele aduc cu ele fiecare măsura lui. Ileana, vreau să-ți mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Mie mi-a plăcut foarte mult subiectul, mai ales că este mult mai ușor să abordezi o trăsătură sau o valoare uh, atunci când treci prin acea senzație sau te regăsești exact. în uh, acea situație. Uh, pregătim un alt subiect, evident. Oh, clar, <laughs> clar, la fel, de, la, la fel de cu atât de multă solidaritate în el. <laughs> Și aș încheia tot uh, cu un, uh, să spunem, citat. O, nu neapărat citat, o, o idee, pentru că. Dincolo de uh, această trăsătură, ad literam solidaritate, există uh, și se regăsește și un act de bunătate, dar este totodată și o recunoaștere a umanității noastre comune și o angajare de a ne susține unul pe celălalt, atenție, prin încercări. Iar ulterior, evident, prin rezultate. Eu am fost Cristina Gheorghe, până data viitoare vă invit să rămâneți în continuare alături de noi și alături de programele televiziunii Arad. Această emisiune va fost oferită de Planet Program România.